cel de-al patrulea semn al unei adunări adevărate, membrii adunării, dar doar oameni mântuiți. Acum, aceasta implică botezul pe baza mărturisirii credinței și practicarea disciplinei pentru curățarea adunării. Texte biblice care susțin acest semn. Efesen 2 cu 21. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și 1 Petru 2 cu spune așa, Și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Copiii mici, nu pot fi botezați pentru a fi membri într-o adunare nou-testamentară, fiindcă nu sunt credincioși, iar credința este o cerință pentru botez. Și lucrul acesta îl vedem destul de clar în Fapte 8 cu 37. Deci, o biserică ce are membrii copii nu este tipul nou-testamentar de adunare. Nici o biserică de stat nu poate fi tipul nou-testamentar de adunare fiindcă în astfel de biserici credința personală nu este o cerință pentru membralitate și aici la bisericile de stat mă refer la bisericile protestante și catolice și ortodoxe. Doar cei regenerați de Duhul Sfânt sunt acceptați drept candidați pentru botez în adunările lui Hristos. Doar cei ce dau dovadă de pocăință și credința adevărată sunt candidații potriviți pentru a fi membri pentru aceasta avem mărturia întregului nou testament începând cu Ioan Botezătorul. Lucrul acesta îl vedem destul de clar în Matei 3 cu 8. Acum, a avea părinți credincioși. Nu califică o persoană pentru bote și membralitate în adunare. A crește într-o casă creștină sau într-o familie sau într-o adunare creștină, nu califică o persoană pentru bote și membralitate în adunare. Participarea la orele de catecheză nu califică o persoană pentru botez și membralitate în adunare. A da vreun fel de răspuns fizic, a ieși în față, consiliere în cabinetul pastorului, etc. La un apel făcut la încheierea unui serviciu religios nu califică o persoană pentru botez și membralitate în adunare a trăi un fel de experiență religioasă extatică sau neobișnuită, nu califică o persoană pentru botez și membralitate în adunare. Convertirea sau adevărata pocăință, credință și o viață schimbată, acestea sunt dovezi exterioare ale nașterii din nou. Fără această naștere din nou, lucrarea regeneratoare a Duhului Sfânt, nicio persoană nu este calificată pentru membralitate în adunare. Doar cuvintele de mărturisire ale unui candidat ce dorește să fie membru nu sunt suficiente. În Noul Testament se cereau dovezi înainte ca un candidat incert să fie primit ca membru. Vezi lucrul acesta în fapte 9 cu 26. Aduceți-vă aminte de Ioan Botezătorul care cerea clar fapte vrednice de pocăință. Unora le-a spus pui de șerpi. Cine v-a învăța să fugiți de mânia viitoare? Aduceți, dar roade vrednice de pocăința voastră și apoi veniți ca să fiți botezați de mine. Dovada biblică a regenerării trebuie să fie văzută în viața persoanei respective. Dacă nu este văzută, persoana respectivă nu este un candidat uh, scriptural pentru afundarea în apă. O adunare ce primește fără ezitare oameni nemântuiți ca membrii, a încetat să fie o adunare adevărată în care oile spirituale sunt hrănite din cuvântul lui Dumnezeu. A devenit o sinagoga satanei, așa cum spune în Apocalipsa 2 cu 9 și 3 cu 9. Se va putea observa că o asemenea sinagogă va avea în scurt timp ca sarcină principală distrarea caprelor spirituale. Se va vorbi mult despre cuvântul lui Dumnezeu, despre închinarea la Dumnezeu, despre evangelizare, dar este doar o diversiune. Trebuie știut clar că este calea firii de a înlocui activitatea religioasă carnală în locul spiritualității, adevărate care omoară firea sau carnea. Aceste sinagogi ale lui Satan își vor umple timpul cu muzică, recitaluri, cu teatru, cu sporturi. În ghilimele creștine, cu petreceri, cu mese festive, își vor petrece timpul în a celebra sărbători, în eforturi politice, în activități ce fac plăcere celor fidești. Aceste lucruri le fac pentru a menține fericite caprele spirituale, sperând că. Astfel, ele să participe măcar din când în când la programele bisericii. Ca și concluzie, orice biserică ce acceptă ca membri, oameni, ce nu aduc dovada adevărată a unei schimbări interioare a inimii, nu poate fi o adunare nou-testamentară. O adunare nou-testamentară este compusă din credincioși adevărați, a căror viață face dovada unei regenerări spirituale reale. O naștere din nou a omului interior, orice altceva este un tip diferit de biserică, și nu este o adunare nou testamentară.